bande pensi, buonasera donne, loro ci domini loro, bunga sit la no edizia ai missioni. Discutiamo in questa sera despre pensici pensionari cu doamna Ionela Gigi Boșcan, directoare executivă adjunctă al Casei Județene Giurgiu, bună seara, doamna director. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în platou. Cred că sunteți răspundeți întrebărilor, fiindcă nu odată am fost la Casa Județeană de Pensii și am văzut câți bătrâni se perindă, e un vă rog. Din păcate, da, este un tablou trist pentru că oamenii sunt puși într-o situație destul de delicată. După un număr de ani și nu un număr de ani destul de mult, să ajungi într-un final să-ți primești și tu meritul a ceea ce ai contribuit și să constați de care rezultă în urma calculării contribuției pe care tu ai avut-o este insuficient pentru a te întreține și a te asigura. Și toată această nemulțumire a dânșilor se întoarce și se îndreaptă împotriva noastră a funcționarilor, crezând că probabil noi am greșit modalitatea de la audiențele pe care le avem.
fapt nu este nicio eroare, că acesta este dreptul pe care dânsii trebuie să-l primească în urma contribuției pe care au avut-o pe perioada de activitate. În situații delicate acolo și e greu să convingi un om de ceva ceea ce el este convins până la urmă. Discuția devine subiectivă, fiindcă omul știe cât a muncit și poate da, nu sunt greșite calculele, dar cu siguranță pensionarii noștri merită mai mult. Vreau să vă întreb, pentru că există o întrebare care stă tuturor pensionarilor, mai ales. Vor fi bani de pensii în 2016. Iată, cu siguranță că da. Fac nicio grijă, niciodată nu am avut probleme în acest sens și sunt convinsă că și pe viitor guvernanții noștri vor avea grijă ca drepturile de pensie achitate la timp și să existe. Nu știm ce va fi pe termen lung, dar momentan să nu-și facă nicio grijă. Acum nu discutăm despre Națională de Pensii. Discutăm despre Casa Județeană de Pensii Giurgiu. Din experiența dumneavoastră sau dacă nu din experiența lor cu mai mare vechime în instituție. Schimbarea guvernelor afectează mersul lucrurilor. Poate fi modificată. Știm. Da, suferă modificări. Dar aceste modificări pot frecvent
E din păcate această informație, această aplicație informatică se poate plia practic pe legislație. De timp. Și atunci și îngreunează bunul mers al desfășurării lucrurilor în sensul că se soluționează întârziere, nu pot să spun mai mare sau mai mică, cu o întârziere, cerile pe care le avem depuse de către soluții. Noștri care văd numerele afișate pe ecran unde pot trimite mesaje, întrebări sau pot intra în direct așa de fiecare dată în direct cu doamna director Ionela Boșcan de această dată pregătită să vă răspundă tuturor întrebărilor. Pentru că da, am văzut mulți oameni nemulțumiți când vine vorba despre când vine vorba de pensii. Fiindcă ați pomenit audiența pe care cine susține aceste audiențe? Deci, cred că cunoscut programul nostru, îl avem afișat pe site, este afișat și la sediul instituției, deci avem audiențe, programul de audiențe, eu la marți, orele 11:30, domnul director executiv Joia, ziua de joi, și miercurea directorul economic. Dar
dacă bătrânul vine și seanului. Da. Deci fie că ajunge la noi în birou, fie că se noi în sala de așteptare. Atunci când o observă că este o persoană nemulțumită sau colegii noștri întâmpină dificultăți, colegii noștri fiind funcționari care sunt responsabili sau sunt ofițeri de serviciu. Ghișeu de relații cu publicul întâmpină dificultăți și nu mai pot să stăpâni situația, atunci interveni și noi fără nicio problemă. Da. Iată, bun de la regulă și stați de vorbă cu oamenii atunci când dau nevoie. Este un lucru nemai pomenit din punctul meu de vedere, pentru că slăbiciune pentru această categorie. Ca să de oameni și vă să vă spun o întâmplare. Eram la ghișeu de plăți, discutam cu o persoană. Discut cu directorul. Eu acum am spus da. Cu șeful. Vă rog. Cine e șeful? Vă spun da. Vă rog, care este problema? Nu, domnule, că vreau să discut cu directorul. Dar lăsați că vă pot rezolva și ne spun de persoane în cauza că eu sunt directorul pe partea și problema pe ținea de problema și direcția pe care o coordonez. Îmi explică dumneavoastră la director. Și colega mea zice, dar doamna este doamna director. Ce nu se poate doamna mea, dar să este o impostare care vrea să-și atribuie acest rol. Această funcție. V-am spus, noi suntem permanent. Sunt supărați de vin sceptici. Chiar în fața evidențelor. Eu la 1 ianuarie 2015-31 octombrie
umbrie sau soluționat 11.000 vedeți că am și date, da? 11.032 cereri de pensionare și recalculare a vechimii. Cereri de puse până la sfârșitul lunii iulie 2015 estimativ, doamna director, puteți să ne spuneți câte cereri aveți în lucrul la oră. Și în medie la noi se depun în jur de 260 de cazuri pe lună, cazuri noi fiind drepturi noi stabilite de solicitări. Pentru toate categoriile de pensie și în jur de 416-500 de recalculări. Recalculări însemnând adăugări de vechime, de grup, de spor și, mă rog, și alte situații. La momentul acesta noi se știți că nu mai avem întârzieri. Colegii mei au și au încercat să soluționăm, să fim cu cererile, să le soluționăm în termenul legal de 45 de zile. Noi, dacă veți avem și pe site publicat, deci la cererile în medie, ca medie, ca termen de soluționare pentru cererile noi, suntem undeva la 27 zile, practic termenul legal fiind de 45, noi suntem la 27, cei drept mai avem anumite întârzieri, de asta este un număr foarte mic, nesemnificat. Datorită modificărilor legislative și am întâmpinat o problemă cu modificarea când a apărut, a fost adoptată legea 125, lege ce a permis
persoanelor care au lucrat în grup de muncă și s-a acoperit acest prag de la 6 ani privind reducerea vârstei de pensionare pentru grupa 1, la 2 ani. Aici am întâmpinat dificultăți pentru că aplicația informatică nu s-a putut pune la punct în acord cu legislația și am avut ceva întârzieri. Înțelegi cetățenii și noi le-am înțeles nemulțumirea și până la urmă am ajuns cu soluționarea cererilor la zi, deci la momentul acesta chiar nu avem întârzieri. Suntem cu ele în termenul legal. Spre beneficiul pensionarilor. Cu personalul, cum stați? Personalul aici întâmplă dificultăți, bănuiesc că toate se confruntă cu acest lucru. Într-adevăr, avem un deficit de personal și vorbim de această resurtură pe care s-a avut loc în anul 2010. Pentru restructurarea au ieșit și la pensie colegii noștri care îndeplineau condițiile de pensionare. Noi angajări nu s-au mai făcut și atunci activitatea și toate activitățile au fost preluate de ceilalți facem un efort. O facem prin suplinirea orilor de program și le mulțumesc colegilor mei pe această cale. Sunteți plătiți pentru orele? Nu, suntem plătiți pentru ore. Din se pune problema că vor fi compensați cu timp liber. Care timp liber? Pentru da, 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 da. Că se efectuează practic nici concediu de odihnă. Și acesta este efectuat fracționat. Care nu și-a efectuat concediul de odihnă nici pe ani din urmă. Vorbiți serios? Vorbesc
pentru că nu s-a putut lua acest concediu datorită volumului de activitate, dar le mulțumesc că am găsit înțelegere. Suntem o echipă. Vine vorba despre concediul de odihnă. E de odihnă. Până la urmă poate afectează și concediului de odihnă. Adică suntem oameni. Sunt oameni. O facem de comun acord decât să lucrăm. Lucrăm permanent, lucrăm 8 ore, 9 ore pe zi, ca să reușim să aducem aceste lucrări la zi, tocmai pentru a nu mai avea probleme, tocmai pentru a nu mai avea și-a întrebat, dar de ce nu mi-a soluționat cererea, că a trecut atâta timp. Să ai decis să fim cu ele în termen. Lucrăm în liniște, dar atâta timp cât cetățenii noi posturi pentru că știți cum e la român, merge și așa, dacă merge și așa, dacă oamenii sunt dispuși să renunțe la ce soluția mea. Am auzit chiar în această seară când Ileana Ciutan, președinta Casei Naționale de Pensii, reclama lucru deficitul de personal. Te cunoaște. Cine trebuie să miște lucrurile în sensul bun? Adică la președinte și noi de fiecare dată informăm
își luăm activitatea cu dificultate, că este un număr redus de funcționari. Se cunoaște acest aspect permanent, este adus la cunoștința Ministerului Muncii. Așteptăm să vedem dacă se va suplimenta. La ce departament aveți cel mai mare deficit de personal? Pe partea de stabilire și câte persoane, așa ca să își dea seama și telespectatorii noștri, câte persoane ar trebui să funcționeze acolo și câte sunt de fapt. Cred că dacă mai putea suplini cu un număr de 6 posturi, ar fi suficient. Și câte sunt acum? Adică cu mine în frunte dar din acest nu toți se ocupă efectiv de partea stabilirii și plata drepturilor, mai avem și alte activități în cadrul direcției. Deci efectiv lucrează de 10 funcționari pe partea de stabilire. Sunt 5 operatori și 4 verificatori. Deci verificator, când vă spun verificator, înseamnă să iei fiecare linie punct cu punct, fiecare cifră introdusă și tu să verifici să vezi dacă este corectă și a fost prelucrată din documentele pe care omul și le anexează la dosarul de pensie. Da, o muncă decisiv. Noi am discutat în platoul emisiunii, mai discutat în emisiunea Audiența e drept cu domnul director Marian Dumitru despre cum se calculează pensiile. Aș vrea să luăm puțin pentru că
sunt oameni în pragul pensionării și ar fi bine să știe să reîmprospătăm puțin. Persoană
cadrările și-ar fi bine de știut și-ar ruga să rețină cetățenii. Că încadrările în grupele de muncă nu le facem noi ca casa de pensii sau nu este suficient să scrie funcția în carnetul de muncă atâta timp cât în carnetul de muncă nu există așa registrare făcută, că se face certificat că acea persoană a lucrat în, în condiții superioare de muncă. Grupa 1 sau grupa 2 de muncă. Trebuie să se treacă procentul în de ore pe care le-a desfășurat persoana respectivă la activitate în acele categorii, în acele condiții de muncă. Și actul normativ. Deci în cadrare o face angajatorul. Deci nu este să aibă funcția trecută în carnetul de muncă. Pentru că foarte mulți spun da, bun, eu am fost strungar. Scrie în carnetul de muncă că am fost strungar. De ce nu mi-a zoată să ne certifice. Dacă nu este înscris în carnetul de muncă, cu adeverințe liberate de angajator. Din păcate, e o altă problemă. Angajatorii și aceste societăți la care oamenii și-au desfășurat activitatea s-au desfințat. Au intrat în faliment. Au fost lichidate. Datorii care dețin arhiva a intervenit anul trecut de fapt o lege nu anul trecut a fost termenul până anul trecut termen de grație un an de zile cele persoane juridice care dețin arhiva acestor societăți să se avizeze, să obțină un aviz la arhivele naționale pentru documente pe care le dețin în arhive sau să le predau unor societăți care sunt și au avizul de la
realizate de arhivele naționale. Din păcate, societatea
a fost de acord în mod gratuit să preia aceste documente, a fost această societate de la Galați. Deci era singura soluție decât să le păstrăm. Și noi să nu putem elibera oamenilor adeverințe, am luat decizia obligată fiind și de lege să predăm aceste documente societăți. Și repet, este singura societate. Am depus efortul domnului director Marian să implică personal. A încercat să identifice societăți care sunt cât mai aproape de raza județului. Dispusă să le preia în mod gratuit. Și a fost singura societate care le-a preluat gratuit. Este foarte dificil de obținut aceste documente. Anonim.
lege. De exemplu, noi am încercat să ne autorizăm noi și să obținem acest aviz. Dar cu oameni și cu funcționari trebuie să se îndeplinească anumite condiții să fie cu studii în arhivistică și așa mai departe. Condițiile în care noi nu putem să mai scoatem suplimentăm organigrama, deci ne era foarte greu să reușim să facem acest. Imediat care este durerea telespectatorului nostru care ne-a trimis acest mesaj, eu mă mărturisesc că nu știu despre ce vorba, nu m-am lovit, dar în ce sens afectează această mutată la Galați. Vorbim tot despre întocmirea dosarului. Tot întocmirea dosarului. Adică tergiversează lucrurile. Vorbim de societate Igmogul. Deci noi dețineam arhiva de la Igmog. Aveam de la fosta fabrică de zahăr. Aveam de la fostele CAP-uri a fost dechidată de către primării și era o groază de CAP-uri și acum oamenii sunt nevoiți să țină legătura cu
să se obțină documentele de acolo. Până acum le-am făcut în mod gratuit și noi le-am preluat pentru că la momentul respectiv s-a dat un ordin să le luăm noi în păstrare pentru că cei de la arhivă nu aveau spațiu suficient pentru a le prelua. Le-am preluat noi pentru că erau documente care erau nu necesare. Deci, până la urmă duceau la întocmirea dosarului de pensie. Din păcate, ce impact are asupra omului de rând și asupra cetățeanului și oamenii suportă consecințele. Felicitări funcționarilor casei de pensie. Am avut câteva contacte cu ei și s-au purtat exemplar. Felicitări și doamnei director. Mulțumim foarte mult. Nu știu cine sau vine mai mult supărat. Și supărat și pleacă mult. Sau este mulțumit pentru că nu poți să-i rezolvi problema pentru că noi la pensie vorbim de calcule matematice. Chiar nu am ce să-i fac. Nu dispuneți măriri. Era un cetățean tot la audiență mi s-a întâmplat și a spus doar director vă rog frumos vreau să fac un împrumut în bancă dacă îmi crește pensia cu un leu mă încadrez, dacă nu nu pot să fac acest împrumut. Haide să verificăm. Domnule, nu înțelegi că nu se poate, pentru că nu se poate. Veniturile dumitale acestea sunt și hai să le verificăm dacă sunt preluate corect în baza este unică la nivel național, este proprietatea Casei Naționale de Pensii.
nu facem altceva decât să introducem niște date în această aplicație. Și am verificat cu omul respectiv și zice atunci ce mă sfătuiți. Să mai încercați pe unde ați lucrat noastră în domeniul de activitate să vedeți dacă mai puteți obține anumite sporuri. Dacă le obțineți, atunci crește și recalculăm intenția și vă crește și dumneavoastră cu contul pensiei. Da. Revenind, da, vă rog, am avut impresia că... Deci noi nu putem să ajutăm cetățenii. Deci nu avem cum. Deci nu negociem. Nu suntem. Este legislația. Noi nu suntem decât niște simpli executanți și nu altceva decât să aplicăm legea. Repet, și dacă vreți să dezbateți subiectul cum se calculează punctajul, cum se calculează punctajul lunar, cum se calculează anual, ce sumă, o luăm și o împărțim la salariul mediu pe economie din perioada respectivă. Lună de lună se face acest calcul. În momentul am ajuns și am calculat la punctajul pentru luna decembrie sau ultima luna anului de activitate a omului de activitate din anul respectiv. Lunare și împărțim la 12 luni cât are un an. Și atunci stabilim punctajul anual. Toate punctajele pe anii de activitate ale persoanei respective le adunăm și le împărțim la stagiul de
realizare maxim prevăzut de lege. Și aici îl avem stabilit în anexa 5 de la legea 263. Este stabilit pe sec. Și la bărbați în funcție de luna și anul nașterii persoanei. Cred că avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara, doamnă! Vă rog! Pentru emisiune e chiar necesar. Mulțumim! E ascultă și asemenea emisiune. Da. Doamna director, cărțile de muncă este obligatorul când ești la pensie să rămână la dânci în arhivă. Dacă sunt pe categoria de pensie limită de vârstă, puteți să faceți o cerere și vă ridicați carnetul de muncă. Noi ne păstrăm o copie conformă cu originalul, nu știu dumneavoastră, vă puteți ridica. Și dacă vom avea o ordonanță de urgență, sigur că se va majora. 5% aș dori să explic ce înseamnă acest 5%. Comisia această greșeală se aplice la suma pe care o are la pensia netă. Deci 5% această majorare înseamnă ridicarea valorii să stabilim cuantum pensiei. Deci fiecare pensionar are stabilit un punctaj
punctaj mediu anual, punctaj mediu anual pe care se stabilește și rezultă din salariile pe care le-a avut cetățeanul respectiv, salariatul respectiv pe perioada de activitate. Și punctajul mediu anual care este stabilit în decizie se mulțește cu valoarea punctului de pensie și să sperăm că ea se va majora cu 5% așa cum ne-au promis guvernanții. Și atunci rezultă cuantumul pensiei. Doamna, am promis foștii guvernanți să sperăm că și actual se vor ține de cuvânt ca ar fi de bine. Rămâne puțin la telefon. O a treia întrebare v-aș ruga să spuneți dacă se dau sigur că dacă în fiecare an, în luna decembrie, și știți bine că în luna în care avem Paștele, pensiile se achită mai devreme. Rămâneți puțin pe fir, fiindcă vreau să facem un exercițiu pentru doamna. I-ați explicat, vreau să vă întreb dacă ați înțeles cum se aplică mărirea de 5%. Deci se va majora valoarea punctului de pensie în momentul actual pentru anul 2015 este 830,2. Promis că se majorează cu 5%, urmează ca această valoare să crească. Dumneavoastră vă mulțiți cu punctajul mediu anual care îl aveți și veți cuantum aveți în anul 2016.
Da. Cu formul și da. Vă mulțumesc mult, bună seara și mulțumim și noi pentru intervenție. Seara bună! Cineva întreabă. De fapt, spune. Am înțeles că se blochează din nou mărirea cotizației de 6% pentru fond privat de pensie, pilon 2. În ritmul ăsta, calculele făcute pe acest sistem, nu știu ce să vă spun aici, vom vedea ce se va decide, de ce este o decizie la nivel înalt. Suntem prea mici. Deci, înțeles telespectatorul nostru, da? Să-l aducem pe primul ministru în platou. Nu știu, cred că nici el n-ar ști să ne răspundă. Ar fi interesant și pentru mine, că și eu aștept. Că și eu. Da. Vreau să înțeleg. Noastră atribuții limitate și până la urmă executați. Puneți în aplicare niște norme și atât. O limită în care un pensionar să continue să fie și angajat? Nu există o limită, dar să fie pe o de pensie care îi permite acest lucru. Categoriile de pensie, categoria de pensie este limitată de vârstă sau mai vorbim și să desfășoare și să aibă și calitate.
modificat, s-a modificat odată cu intrarea în vigoare a legii 263, că pentru pe legea 19 nu permitea acest lucru. Soțiile care beneficiază de pensie de urma soțului supraviețuitor are dreptul să desfășoare și activitate salarială, dar să nu depășească 35% salarial mediu brut, deci câștigul pe care îl obține în lună să nu fie mai mare de 35% și celelalte categorii de pensii, cum ar fi pensia anticipată, parțial, nu permite acest lucru, din păcate. Dar noi ne confruntăm cu situații în care oamenii nu înțeleg, fie că nu știu, dar avem această mențiune și pe decizia de pensie în momentul în care se emite decizia de pensie, se face această mențiune că nu permite categoria de pensie și și calitatea de salariat. Probabil că nevoia împinge pe acești oameni să desfășoare în continuare. Vorbim aici și de pensiile de invaliditate care și cuantum destul de mic și atunci nevoile acestor persoane sunt destul de mari și cu riscul de sănătate aceste persoane decid să-și muncească situații ce îi pun în stare de incompatibilitate. Noi depistăm pentru că probabil noi nu avem acces la baza de date dacă lucrează în alt județ. Noi depistăm aceste situații și, din păcate, creiem niște debite pe care suntem nevoiți să le recuperăm.
an pe un salariu bun. Iar de circa 4 luni lucrez pe salariul minim pe economie. Mă afectează la pensiune. Foarte mic, raportat la salariul mediu pe economie din perioada în care dumneavoastră v-ați desfășurat activitate pe acest salariu mic, o să vă reiasă un punctaj destul de mic. Atunci vă afectează în această perioadă. Și să vă dau un exemplu. Acum, vorbim de salariu minim pe economie. Dacă o persoană ar fi încadrată în câmpul muncii cu un salariu economie 1050, da? Așa. Dacă ar fi să calculăm pensia în această lună, eu raportez la salariul meu salariul mediu pe economie este 2514, dacă nu mă știu, sper că am spus corect. Gândiți-vă ce înseamnă 1050, împărțiți la 15. Nu este bună seara. Vă rog. Deci,
Luna în care v-ați născut și anul, vă întreabă doamna director. Și vă și răspunde. Octombrie 59, femeie născută în octombrie 1959, îndeplinește condițiile în mai 2021. Deci dumneavoastră veți trece la limită de vârstă la 61 de ani și 7 luni. Deci atunci puteți să faceți opțiunea între pensia de și pensia dumneavoastră și puteți să o luați pe cea mai avantajoasă. Dacă vă avantajează cuantumul pensiei de urmaș, puteți să optați pentru pensia de urmaș, dar la pensia proprie, pentru că nu aveți dreptul la cele două pensii. Vă rog, doamna Boșcan, să repetați pentru doamna când se poate pensi, când are limita. Deci la vârsta de 61 de ani și 7 luni, exact în ziua în care dânsa este născut, luna mai anul 2021. În mai 2021, doamnă, puteți să alegeți în pensia pentru limită de vârstă ce vi se ne dumneavoastră și pensia de urmaș a soțului. Pensia de urmaș care reprezintă 50% din punctajul soțului. Dacă soțul la data de cesuri era pensionar, avea deja stabilit un punctaj. În condiții
zile în care nu era pensionar, dumneavoastră la acea dată, când solicitați pensia de urmă, trebuie să veniți cu toate actele dovedite privind activitatea munca soțului și veniturile, calculăm pensia soțului, stabilim un punctaj și dumneavoastră vă acordăm 50%. Da. Ați înțeles? Vă mulțumim tare mult pentru telefon. O seară bună și sănătate. Felicitări pentru emisiune, este tipul de emisiune care interesează cetățenii orașului. O seară bună dumneavoastră și invitate. O seară minunată și dumneavoastră. De ce nu se implică ei? Probabil se referă la dumneavoastră ca să ajudețeană de pensii. De ce nu se implică ei în relația cu cei de țin arhivele. Păi, atribuții ca instituție și nu ne putem depăși aceste atribuții. Într-adevăr, ne-am mai făcut am contact această societate. Am spus, le-am comunicat că sunt cetățeni care sunt nemulțumiți de modul de colaborare al dânșilor. Da? Cetățenii respectiv cu solicitanții de mai mult, de atât nu putem face. Până la urmă este o societate privată și noi nu avem nici de control și chiar nu se poate interveni. Da, director. Cum și întocmește cineva
întrebare. Pentru pensie de handicap. Pensie de handicap. Da. De pensie de invaliditate. De handicap. Handicap nu este instituția care ne ocupăm noi. Deci, da. Trebuie să încă o dată pentru că am mai avut această întrebare și într-o altă emisiune. Handicap se face de către comisia persoanelor adulte cu handicap care da. Se prunește în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și instituție funcționează undeva în spatele clădirii de taxe și impozite locale. Undeva pe 23 august. Dacă vorbim de pensie de atunci vă pot răspunde eu pe dosarul pentru pensie de invaliditate se pune într-adevăr la casă de pensii. Avem un nou telefon, doamna Boșcan. Yeah.
Iulie sau iunie? Iunie a șasea. Iunie 1936, dumneavoastră? Da. Da. Și la dumneavoastră ați ieșit pe legea 19 s-a utilizat 30 de ani. Ca stagiul de cotizare, da, stagiul maxim prevăzut de lege, 30 de ani. Pe care la stagiul nu. Poftim? Că 39 a fost. Păi nu, 39 probabil că este stajul total de cotizare realizat dumneavoastră. Da. Aveți decizia în față ca să citiți dumneavoastră din decizie? Nu. Da. Păstrați această decizie. Păi, bine, la mai aveți casa de să lămurim pe domnul Sergiev. A spus ceva soție. Păi, asta se explic. Da. Deci, și probabil că au ieșit pe legea 19. Ce văd eu și îmi dau seama din anul anunașterii dumnealui. Deci, fiind născut în 1936, am deplinit condițiile să iasă pe legea 19. Pe legea 19, stagiul de cotizare noi îl utilizăm maxim prevăzut de lege ca să stabilim punctajul mediu anual. Era de 30 de ani pentru bărbați și 25 de ani pentru femei. Domnul este să împart un număr la 30 și alta este să împart la 25. Automat că persoane care împart la 25 mai mare.
rândul este diferit stadiul de cotizare pe care noi îl folosim, stadiul de cotizare maxim pe care îl prevede legea și noi îl utilizăm să stabilim punctajul mediu anual din total general de puncte cât a strâns omul toată durata lui de activitate și spuneți dumneavoastră că ați avut același domeniu de activitate cu soția, același salarii și același număr de ani. Da? Da? Așa, deci s-a strâns un punctaj. Da. Un total general de puncte. Acel total general noi îl luăm și îl împărțim la stagiul de cotizare prevăzut de lege. De anul, luna și anul nașterii persoanei respective. Este diferit pe sexe. La bărbat se utilizează un alt stagiu, la femei se utilizează un alt stagiu. Să vă explic că tot numărul ăla de puncte pe care dumneavoastră l-ați acumulat pe toată durata de activitate în funcție de ce salariați așa, la dumneavoastră la împărțit la 30 și la soție la împărțit la 25. Domnul Serghe, dacă găsiți decizia de pensionare reveni cu telefon. Este un exercițiu foarte da. Simplu. Una da. Este să ia un întreg. Da? Nu fiind ca și să le împărtească din da. Mai mare plăcere la casa de pensii când dorește dumnealui v-am comunicat programul prin deducție logică doamna Boșcan acela de ani pe aceeași profesie munciți de un bărbat și o femeie, femeia este în avantaj. Este în avantaj. Pentru că nu o să mai fie în avantaj.
sondaj începând cu 2030, pentru că și stagiul de cotizare. Și stagiul de cotizare pe legea 263 pentru femei va ajunge tot la 35 de ani. Dar ce facem? Ați spus de 2030 conform previziunii umbre cu care am început emisiunea în 2030 nu mai sunt bani de pensii. Ce? Că nu am întrebat. Sperăm că se vor lua măsuri. Că se mulțumim pentru telefon, domnul Serghe. Se va rezolva această problemă, se vor crea locuri de muncă pe data asta, avem nevoie că cu cât vom avea mai mult angajați care să susțină acest sistem. Vom reuși să ajungem și până în 2030 și să reușim să ne luăm și noi pensia. Asigurări. E să știți că și eu mă gândesc la pensia mea. Revine probabil același telespectator care spune arhivele statului nu mai fac acest oficiu. Trebuie să predate neapărat unor persoane juridice private. Eu îl rog pe telespectatorul nostru pe subiect și să nu se mai chinuie să scrie mesaje, poate să intre în direct și să aibă o discuție așa intermediar cu doamna director. Da. Da, aștept. Nu mai fac acest oficiu. Pentru 2016 ar fi bani de pensii. Da? Pentru că știți de ce?
deficit bugetar. Președinte Traian Băsescu, care vorbea despre un deficit la pensii de 18 miliarde de RON. Adică banii împrumutați. Deci vorbim de acest deficit la pensie. Ce vin de la bugetul de stat? Pentru că s-au luat o groază de măsuri. În sensul că s-a ridicat acest plafon al pensiei minime sociale. Eu nu zic că este rău, este foarte că un 400 de lei cum este acum acest plafon este insuficient pentru o persoană să descurce și să-și asigure toate nevoile. Dar problema este de asigură sociale de stat pe baza contribuției care a avut-o. Sub acest plafon, dau un exemplu, deci pe baza muncii pe care a avut pe numărul de ani de activitate, deci a venitul pe care le-a avut pe această durată de activitate, poți să zicem că ar fi ieșit o pensie la 230 de lei. Până la 400 se suportă din bugetul de stat. Și noi de acest deficit vorbim. Da, e bine să clarificăm lucrurile. Avem un nou telefon. Bună seara! Și vă mulțumesc mult că m-ați acceptat. Aș vrea pentru director să o salut cu tot respectul și să-mi răspundă și mie dacă poate.
anumiți oameni, persoane care au lucrat în combinatul chimic. Da. Așa, au primit grupe și de la un timp ceilalți care au rămas mai de pe urmă acolo nu mai primesc. Deci nu mai cu hotărâri judecători arhiva, pur și simplu arhiva combinatului tipul nu mai există, trebuie să ne adresăm unui anumit domn care a noi am valorificat acest
acestea deferințe eliberate de lichidatorul judiciar. Le-am eliberat. Le-am valorificat. Ca acel act care a fost menționat în adeverință, de fapt nu există. Ne-am sesizat în momentul în care un coleg al dumneavoastră a venit cu adeverință eliberată la momentul în care exista combinatul chimic. Deci, undeva prin 1992, dacă nu mă înșel, și după aceea am mai venit cu adeverință eliberată de domnul judiciar pentru aceeași perioadă, dar schimbându-i categoria de muncă. Din acel moment noi ne-am sesizat, s-a făcut o anchetă. Și s-a făcut o verificare în arhiva lichidatorului judiciar și am constatat că nu există documente ca dânsul să elibereze acestea de verificare. Pentru care aceste adeverințe nu mai sunt luate în considerare. Se cunoaște această problemă. Din păcate, dumneavoastră, cetățenii, sunteți obligați să vă adresați de judecată, că noi nu putem să facem o recunoaștere a categoriei de muncă în care dumneavoastră v-ați desfășurat activitate. Cunoaștem foarte bine toți cetățenii, toți juveni, știm ce probleme a creat aceste combinat chimic. Chiar dacă n-am lucrat, am fost afectată ca cetățenii ai orașului. Deci noi recunoaștem faptul că dumneavoastră ați lucrat și ați desfășurat activitate în condiții
să facem noi ca instituție încadrarea în grup de muncă. Trebuia să o facă ca angajatorul la acel moment. Trebuia să vă înscrie în carnetul de muncă sau să vă elibereze adeverințele la acea vreme. Din păcate, nu s-a făcut. Acum o face, a făcut o lichidatorul judiciar. Liquidatorul judiciar a făcut o necunoștință de cauză și a trecut și dânsul acolo un proces verbal că trebuie. Nominalizare în cadrările de muncă le reglementa prin actele normative. Trebuiau să angajatorul în momentul în care a apărut normativ, trebuie să emită un act intern care să facă nominalizarea pe structuri, pe secții, pe funcții a acelor persoane care beneficiau de această categorie de muncă. Da, este absurd, dar dreptate telespectatorul nostru, adică o eroare o eroare comisă de angajator, apoi lichidatorul, da? Și apoi să-și recâștige un drept. Este absurd. Este absurd. Vă rog. Eu nu pot. Să e de
considerată de societate de fostul combinat, a devenit eliberată la acea dată. Fiecare a fost eliberată până la constatarea noastră că acele documente ce au fost emise de către lichidator începând cu anul 2009 nu mai sunt luate în considerare pentru că dânsul nu a avut documentul care să susțină eliberarea acelor adeverințe. Da. Da. Și nu pentru sigur că da, da. Deci vă rog să mă înțelegeți și vă mine, că și eu vă pe noi, că nu intră în obligația noastră ca instituție să facem recunoașterea a acelei perioade desfășurate de dumneavoastră în alte condiții. La mine e clar pe cartea de muncă. Eu am obiectul muncii, cartea de muncă, e mea. Da? Da, trebuie dovedită. Vă citesc din lege. Trebuie dovedită. Să aveți un înscris în care să spună că în perioada de la până la a desfășurat activitate în grupa a întâi sau a doua în funcție de cum a desfășurat dumneavoastră. Procentul pe care l-aveți s-au omis. Nu s-au omis, era obligatoriu printre decretul 92 din 76 înscrisuri prin carnet. Modificările salariale cu spune. Eu bucurat din suflet și ar fi un mare, o mare realizare.
de pensii, să reglementați, să încercați să reglementați chestia asta, pentru că eu știu cum a fost oprită din cauza abuzurilor și exact la de pensii, pentru că veneau toți cu alegerințe false, cu grupa amplia și nu știu. Asta spun foarte bine. Foarte bine ați spus la dumneavoastră. Care au venit cu adeverințe cu grupa întâia, care probabil au plimbat o mapă de colo-colo și n-au inspirat glorola și nenorocit. Ca noi și alte chestii afecțiuni la ficație așa și au cerut ceea ce și acum suferă ceilalți pentru chestia asta. Da, dar nu mai nu curat în suflet să face ceva. Singurul lucru ce se poate face este o modificare așa. Stima și respectul pentru dumneavoastră. Să încercați. Știm că se poate face o hârtie la guvern, la nu știu. Da. Supra solicitați că așa, dar sunt mii de oameni, doamne. Asta vreau să vă întreb. Din cunoștința noastră, cam câte persoane sunt, se află în această situație? Mii sunt care nu mai găsesc și vă spun și un mare secret să mă aud. Acum sunt și câțiva avocați care ciugulesc niște și zicea adunați-vă 7-80 că vă rezolv eu
asta combinat a fost cu foc continuu. Știți de ce? Director Manea, dacă m-ar auzi acum că mă cunoaște, recunoaște problema asta. Nu aveam sâmbete, nu aveam lumine sărbători legale. Era cu foc și ce-am tras noi acolo. Să bată joc de haideți, oameni ăștia. Nu mai puțin. Și simplu. Sunt oameni amători. N-au bani să dea la foc. Vă înțeleg supărarea. Ascultați-mă o clipă. Doamna director, doamna director tocmai a spus că în instanță se rezolvă că sunt avocați care spun uniți-vă câțiva pentru că eu vă pot ajuta. Da, să știți că este cea mai bună oportunitate pe care o puteți întâlni la această oră. Fiindcă pentru onorariul avocatului. Da, costurile sunt... Nu știți să trăiești de la limită. Ce să mai discutăm. Așa este. Așa este. Cu multe și omeni și... Acum vă haideți să ne unim. Să facem ceva și pentru Giurgiu ăsta. Să ne fie tineret urmașii noștri, să ne fie recunoscători. Că am făcut ceva. Uite, doamna director de la Casa de Pensii a dat peste cap vechea hotărâre de guvern prin care nu s-a mai decis să nu se mai acorde grupe și nu știu ce. Și uite că s-a să reluăm. Pentru că s-a pensionat foarte mult.
părinții tău, așa și tineri care ne râd în nas. Deci eu am fost mai mecher sau acum așa să spună ăștia. Are dreptate? La final.
la finalul emisiunii, doamna Boșcan, nu v-am întrebat ce mi-am propus, pentru că telespectatorii noștri sunt suverani în emisiune și le-am promis că le răspundem tuturor întrebările. Am să închei cu o întrebare. Care credeți că este o întrebare de la telespectatori? Care credeți că este motivul pentru care lichidatorul nu preda arhiva la Galați? Eu chiar nu știu despre ce vorbește. Chiar trebuie să sufere atâtea persoane din cauza acestui lichidator? Acesta este legat inclusiv de arhiva de la Galați. Nu știu. Deci, aș ruga să mă aveți telespectatorii noștri să mai aveți o puțină răbdare. Problemă la colegiul prefectural și a rămas să se discute cu toți lichidatorii judiciari să facă un demers, fie să se autorizeze pentru eliberarea acestor documente și eliberarea documentelor de documente ce pot fi valorificate după aceea să conducă la valorificarea să ne permită nou confort legislației să la societăți care au acest domeniu de activitate. Cine a inițiat acest demers? Domnul Dumitru. Da. Domnul director executiv de pensii. Felicitări pentru asta și în ce stadiu se află acest în ce etapă? Urmează să aibă o întâlnire cu toți lichidatorii judiciari sau
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în platou. Iată o emisiune, o temă extrem de utilă. Știți, locuri de muncă nu se creează, dar oamenii ies mai devreme sau mai târziu la pensie de undeva. Cei care lucrează. Situația nu este un aros. Mai ales că se discută acum, e pe val un subiect, un raport al Curții de Conturi spune că miliarde de lei sunt scurși din fondul de pensii, Fondul Național de Pensii. Cum rețetele mafiote inventează dosare sau persoane decedate le plătesc abonamente de autobuz, așa ca o încheiere să ne raportăm și la Giurgiu. Ați avut e foarte trist că a ajuns acest subiect în discuție. Deci un raport al Curții de Conturi. Curtea de Conturi face niște estimări. Deci, constat o anumită neregulă și lasă de verificat anumite aspecte. Deci, se constată cum am avut și o situație în sensul că mi-a constat ar fi aparent în stare de incompatibilitate un anumit număr de pensionari de invaliditate gradul 3. Acest număr era destul de verificările noastre s-au constatat că de fapt
identifica nicio persoană în stare de incompatibilitate, dar, în schimb, angajatorul a depus niște declarații eronate. În loc să îi depună declarația nominală de asigurare cetățeanului salariatului respectiv, care se desfășura activitate conform contractului de muncă, așa cum persoana în cauza a fost declarată în programul revisal la inspectoratul teritorial de muncă. Condus la o stare de incompatibilitate. Dar aia a fost o stare aparentă de incompatibilitate. Că într-un final persoana nu s-a aflat în stare de incompatibilitate. Deci acela n-a fost niciun prejudiciu. Dori ca situația să fie comunicată în momentul în care se finalizează aceste anchete, aceste verificări și atunci se declară în public dacă într-adevăr există prejudicii din bugetul de asigurări sau bugetul de stat. Nu pe aceste estimări. Da, așa fiindcă ați clarificat și cu sunt exagerări, am înțeles. Nu, cifrele nu sunt bătute în cuie. Închei și eu prin a le spune telespectatorilor că lumea nu începe și se termină la casa, la curtea de conturi. De-abia ce a pierdut un proces cu poliția locală. Da, curtea de conturi a fost doborâtă în instanță de către poliția locală. Mulțumesc, doamna Ionela Gigi Boșcan, pentru prezența în platou, pentru disponibilitatea dumneavoastră. Cred că sunteți
satisfăcută că ați lămurit niște persoane. Era o doamnă cel puțin care sigur nu se putea deplasa dintre telespectatorii noștri la casa de pensii. Știți despre ce vorbesc. Le urăm sănătate multă pensionarilor noștri și cine știe, poate se reglementează lucrurile cu... Vă rog. Îmi permiteți, rugămintea mea este nu mai discutați cu alte persoane. Veniți și luați informația directă de la o persoană avizată, persoană care cunoaște foarte bine legislația în domeniu și vă poate lămuri referitor la problemele pe care să-și roage. Da. Dacă dumnealor pot accesa site-ul casei de pensii, dacă se descurcă, este foarte bine pentru că este un și da, site-ul este bine pus la asta, da, spun. Da. Și dacă le permite starea de sănătate să deplaseze oricând le stă la dispoziție informații. Nu vă calculează vecinul pensia și nici dumneavoastră nu vă calculați după pensia vecinului. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Vă mai aștept și cu altă ocazie o să încercăm să facem o emisiune din două părți, o emisiune mai lungă data viitoare, că ați observat, sunt mulți oameni care se află în dificultate, încercați propriu. Ați văzut? Da, și
emisiunea ta. Le dați speranțe domnilor, persoanelor aflate în situație cu domnul de mai devreme. Lichidatorul cu... Sigur că le dăm speranțe pentru că noi depunem toate eforturile să se rezolve această problemă. Deci odată ce am început de a avea discuții cu lichidatorii, de a îndruma și cu conducerea. Până acum ați găsit înțelegere? Mai mult mai puțin. Deci da. nici nu cunoșteau că s-a modificat legislația. Ei, nu mai permite să elibereze aceste documente și că ar trebui să facă ceva. Cunosc pe domnul director, va ști să pledeze de cauza acestor oameni. Doamnelor și domnilor, atât pentru noi ne revedem.